Bună ziua, domnul primar. Putem vorbi în legătură cu câteva? Da, domnule Eugen, cum să nu? Ce mai faceți? Ce să facem cu munca la datorie? Așa. Și domnul primar... Și mergem înainte. Așa. Domnul primar, spuneți-mi, vă rog, cam care este atmosfera în comuna Oituz în aceste momente? Sigur că sunt momente mai grele, mai dificile pentru oameni, dar cum le simțiți dumneavoastră, așa, din ce știți de la cetățeni? Ce să zic, după ce a apărut problema cu COVID-ul, am organizat la nivel de comună Comitetul de Situații de Urgență, împreună cu poliția, cu voluntari, umblăm prin comună, încurajăm oamenii. Ei acum... Situația e bună. Firmele lucrează cu distanța socială de respect. Am înțeles. Domnul primar, spuneți-mi, vă rog, respectă oamenii ceea ce îi sfătuiți dumneavoastră și așa cum se anunță și la televiziune, nu exagerează cu ieșitul prin localitate, adică se duc doar unde e strict necesar, nu, să înțeleg. Nu, chiar am observat că respectă și de Paște, eu am venit la muncă și chiar foarte puțin oameni pe stradă, câte unul, nu merg în grupuri, chiar nu s-au făcut, cum văd pe la televizor, reuniuni, chefuri și treburi din ăsta. Chiar respectă ce le-am spus noi în urma ședinței și ce s-a comunicat în mass media, televiziunile locale și naționale. E o veste bună că oamenii respectă ordonanțele militare. Da. Le-am și făcut publicitate pe toate site-urile primăriei, am afișat și prin comună tot și la magazine și chiar respectă. Punctul ăsta de vedere chiar e bine. În ultima perioadă știu că a fost la un moment dat un val de cetățeni care veneau din străinătate sau din Italia, din Spania, dar acum bănuiesc că perioadă n-au venit. La început care au venit, care veneau din zona galbenă, chiar au înțeles oamenii. Noi i-am luat în evidență și cu asistența socială ne-am dus la ei. Ei au intrat în autocarantină, chiar dacă au venit din zona galbenă. Și cei care vin din zonele cu risc, știți că de la graniță deja îi aduce și îi bagă în zonele de carantinare și de-abia după aceea vin și stau în carantină la domiciliu. În ultimul timp chiar n-au mai venit, ca în alți ani, deci cred că oamenii au înțeles chiar bine că nu au mai venit acasă. Cum ați organizat activitatea la primărie? Bănuiesc că totuși mai sunt anumite probleme care trebuie să rezolvate. Lucrați cu un număr de personal mai redus? Lucrăm prin schimb, lucrăm cam jumătate din personal lucrează o săptămână, jumătate o săptămână, deci deliberăm documente, facem și încasări, oamenii vin numai până la intrare în primărie, anunțăm serviciile de care au nevoie, vine personalul, avem soluții, avem măști, avem toate astea, le luăm doleanțele, îi servim și pleacă omul mulțumit de la noi. Ăsta e un lucru foarte bun. Da. Totuși, pentru cei care urmăresc pe internet activitatea noastră și interviurile pe care noi le luăm primarilor din județul Bacău, o să am rugămintea să spuneți un număr, pentru că sunt probleme care se pot rezolva și prin telefon sau prin e-mail, o să vă rog să ne dați un număr de telefon fix la primărie unde pot suna pentru diverse informații sau relații. Noi am afișat pe toate site-urile și numărul de telefon al primăriei și asistenților sociali, dar putem să le dăm numărul de telefon fix al primăriei, care este 0234 337010, și de la centrală îi se dă fiecare birou unde au nevoie. Plus că am afișat și în comună și pe site-uri și pe persoane de legătură. Plus că avem un grup de voluntari, de 15 voluntari care vă ajută. Poate să fie, sunt persoane care au nevoie. Și să-i servim, mai ales pe oamenii care n-au niciun ajutor din partea nimeni, care sunt singuri, persoane singure. Chiar zilnic aceste persoane sunt servite cu o masă caldă. Asta e o veste foarte bună. Înseamnă că... De la biserica din Hârja, de la Asociația
Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, îi se vin cu o masă caldă. Da. Și pot să dau și un e-mail, cine vrea să... Vă rog. primaria@oitus.ro. E foarte bine da, pentru că... poate să trimită și să ia contact cu noi și totdeauna îi servim cu cumpărare de medicamente, cu mâncare, tot ce vrea. Deci asta e pus la punct. Mă bucur foarte mult că ați luat măsuri și ați avut grijă și pentru cei care au nevoie de ajutor, care nu au susținători, persoane singure sau în vârstă. Vreau să vă întreb și despre personalul care lucrează, chiar dacă e într-o formulă mai redusă, dacă sunt sănătoși, dacă sunt bine, cei care... Da, chiar. Aici chiar nu avem probleme pentru că am reușit, e adevărat, la prețurile care s-au practicat și a fost mai greu obținerea soluțiilor și a măștilor. Am știut toate achizițiile să fac prin SEAF, dar am reușit până la urmă să luăm măști și zilnic trebuie să dau măști la personalul care din activitate. Avem soluții peste tot. De fapt, noi aveam și înainte în toată primăria, aveam modern șervețele, soluție de spălat, chiar din punctul ăsta de vedere și la școli. Aproape toate școlile au grupuri sanitare moderne, cu apă curentă și cred că din cauza asta chiar nu am avut nicio problemă cu virusul. E adevărat că populația când aude că se îmbolnăvește un om, se cam agită, știți? Da, da. Asta e omul cu... Da, se mai cam... îngrijorează și ei. Dar chiar nu am avut probleme de virus. Asta e o veste foarte bună. Domnul primar, pe finalul discuției noastre am rugămintea să transmiteți un mesaj de încurajare pentru oameni, pentru că, vă dați seama, este destul de greu, deja a trecut o perioadă mare de timp. Ce îi sfătuiți și cum veți face în continuare ca dumneavoastră, ca administrație locală, ca primar ales de către ei, să treacă de această perioadă extrem de grea? Eu i-aș sfătui pe toți cetățenii comune, din suflet, să respecte în continuare regulile care le-au respectat și până acum, cu distanța socială între ăsta, să iasă cât mai puțin la cumpărături. Muncile agricole, e adevărat, trebuie să le facă, acolo știu că prin lege au voie, numai trebuie să-și completeze cererile de deplasare ca să nu aibă probleme cu autoritățile și să fie tar, că sperăm că o să trecem cu bine și în curând să intre viața la normal. Cam atât aș vrea pentru populație. În general, ei au fost înțelegători și chiar ne-au respectat. Da, domnule primar, noi ne bucurăm foarte mult că întotdeauna ați fost deschis către noi, către presă, pentru că, sigur, în aceste momente mai dificile este important ca ei să fie informați pe toate căile. Am observat și ne-a spus și dumneavoastră că ați afișat, ei au cunoștință de tot ceea ce ați stabilit dumneavoastră în comitetul de urgență, al cărei președinte sunteți și sigur că da, vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi ca să informăm și pe această cale cetățenii să respecte regulile și să mai aibă un pic de răbdare, pentru că sunt convins că va veni și momentul în care vom ieși din această situație. Dacă mai doriți să completați ceva. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați gândit și la comunitatea noastră, că cea mai bine informare este prin intermediul dumneavoastră, că oamenii chiar urmăresc emisiunile și pe internet, de toate postările și... Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea dumneavoastră. Domnule primar, vă mulțumim încă o dată, vă dorim multă sănătate, putere de muncă. Și dumneavoastră la fel și să aveți sănătate ca să, și putere de muncă. Dragi telespectatori, dragi auditori, a fost alături de noi Gheorghe Bodea, primarul comunei Oituz. Domnule primar, la revedere! Sănătate, numai bine, bucurie!